ploioasă ne va însoți și astăzi în aproape toată țara. A venit rândul soarelui să plece un pic în vacanță. Precipitațiile vor fi sub formă de aversă, însoțite de descărcări electrice, dar și intensificări ale vântului. În Transilvania, Marea Mureș și în Carpații Oriental, cantitățile de apă vor depăși 35-40 de litri pe metru pătrat, iar în restul zonelor 15 litri pe metru pătrat. Dacă au scăzut sau nu temperaturile, aflăm imediat. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Marea Mureșului, unde astăzi vremea va fi instabilă, vor cădea precipitații atât în Baia Mare cât și în Satu Mare. Temperaturile au scăzut considerabil în comparație cu zilele trecute. Maxima zilei nu va depăși 16 grade. Vorbim despre o vreme ploioasă și în Crișana. Din punct de vedere al temperaturilor, stăm un pic mai bine ca în partea de nord-vest a țării, ca în Marea Mureș, dar și aici vremea va fi un pic mai rece decât în mod normal această dată. Va ploua, după cum spuneam, atât în Oradea cât și în Aradia. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 19 și 20 de grade. Vom avea nevoie de umbrele și în Banat, după cum ne anunță meteorologii. După cum vedem, precipitații atât în Timișoara cât și în Reșița, intensificarea ale vântului în a doua parte a zilei. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade. Vremea un pic mai bună decât cea de ieri în Oltenia. După cum vedem, va ploua doar în Râmnicu Vâlcea, în restul teritoriului cer variabil spre senin. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 22 și 24 de grade. În Transilvania, însă, vorbim despre precipitații pe aproape tot teritoriul, după cum spuneam și mai devreme, cantități însemnate de apă, intensificări ale vântului, căderi de grindină și doar 17 grade în Miercurea Ciuc Sfântul Gheorghe, 19 în Sibiu și doar 21 de grade în Deva. În Moldova, în comparație cu zilele trecute, vreme ploioasă și astăzi pe aproape tot teritoriul și aici și valori termice ușor mai scăzute decât în mod normal această dată. Temperatura maximă va fi cuprinsă între doar 20 de grade în nord, în Suceava și 28 de grade în Galați. După cum vedem pe hartă, vom avea nevoie de umbrele și în Dobrogea. Astăzi va ploua atât în Tulcea cât și în Constanța, iar temperatura maximă se va încadra între 27 și 29 de grade. În Muntenia, ploile ne însoțesc și astăzi. După cum vedem, avem descărcări electrice în majoritatea zonelor, intensificări ale vântului în a doua parte a zilei. Temperatura maximă se va încadra între doar 21 de grade Pitești-Târgoviște și 26 de grade în Călăraș. În capitală, de dimineață se înregistrau 16 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la doar 24 de grade. Cerul va fi acoperit de nori astăzi în capitală și spre seară va ploua. Cam atât despre astăzi. Aveți o zi frumoasă în ciuda ploilor!